Bună ziua! Bine v-am găsit! Bună ziua, stimate domnule viceprim-ministru! Bună ziua, domnilor! Bună ziua, doamnelor! Vă salut la dialogul direct cu Ministrul Agriculturii, organizat în cadrul expoziției internaționale specializate Mold Agrotech, care a ajuns la cea de-a 43-a ediție. Dialogul a fost inițiat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Centrul Internațional de Expoziții Mold Expo și este o premieră în cadrul expoziției. Evenimentul de astăzi demonstrează o dată în plus deschiderea Ministerului către nevoile celor ce muncesc în sectorul agro-industrial. Iar prezența aici a reprezentanților ramurilor denotă dorința unei comunicări eficiente cu realizarea scopurilor scontate. Suntem siguri că doleanțele comune și conjugarea eforturilor într-o depășire a problemelor din sector vor solda cu un dialog cu adevărat constructiv și de real folos ramurii. Mulțumim participanților și oaspeților expoziției care au dat curs invitației la acest, mai exact la acest eveniment inedit. La fel aducem mulțumiri organizatorilor pentru această inițiativă prețioasă. Până a oferi cuvântul domnului Vladimir Bolea, vreau să reamintesc că în perioada 13-16 martie la Mold Expo se desfășoară expoziția internațională specializată de mașini, echipamente și tehnologii pentru sectorul agricol Mold Agrotech. Actuala ediție a 43-a participă atât producători din Republica Moldova, cât și din alte 8 țări, Austria, Italia, Letonia, Polonia, România, Ucraina, Ungaria și Turcia. Așadar, domnule Bolea, cuvântul dumneavoastră de salut. Vă rog tare mult. Vă rog să-l deschideți. Bună ziua! Vreau să începem prin a discuta și eu cred că dacă tot vorbim despre o oră, eu vreau să vă prezint că sunt aici și cu doamna Coșalăc, este director interimar la IPA. Noi suntem în doi și din acest considerent, mai ales luând în considerație că avem o oră la dispoziție, aș vrea să fim foarte productivi și dacă avem întrebări, eu vreau să trecem deodată la întrebări ca să putem să avem un dialog foarte bun și pertinent. Vă rog frumos, dacă sunt întrebări. Așadar, domnule ministru, avem, cum ați spus, o oră la dispoziție. Până când lumea se gândește să ofere o întrebare, să acord o întrebare, vreau să vă întreb despre creditul agricol de urgență, pentru că am văzut ieri o informație de cele 500 de mii, că au fost depuse 13 cereri și au fost aprobate 10, deci informația de ieri care am văzut-o eu, și vreau să ne oferiți informații actualizate, dacă dețineți. Noi nu cunoaștem la toate băncile cât s-au depus până la etapa actuală. Noi avem una singură care își depune pe pagina sa de Facebook cât cereri a recepționat și noi astăzi am vorbit că el este și partenerul expoziției de astăzi. Deja sunt 25 de cereri autorizate din partea acestei bănci. Pe această cale vreau să fac apel către toți agricultorii care beneficiază de, au nevoie de acest credit, să apeleze la bănci cu încredere, pentru că procesul este unul pe cât de ușor, pe atât de posibil de accesat acești bani. El a fost catalogat cu posibilitate de a primi sub standard acest credit, lucru care înseamnă, dacă tu ai întârzieri de la 90 până într-o 180 de zile la plăți, și noi înțelegem că anul 2023-2024 a fost un an foarte complicat. Foarte multă lume a vândut marfa, nu a încasat banii la timp, și nu a reușit să-și achite ratele la bancă, nu din rea voință, dar din motive obiective. Și a fost reclasat după două reeșalonări sau după două întârzieri de la A, B până la C. Și foarte multe bănci din Republica Moldova, când un agricultor sau un agent economic ajunge să fie clasificat la categoria C, după principiile prudențiale, nu mai reușește să-și ia credit de la bancă. Și anume din acest considerent, noi am venit pentru agricultori și pentru a-i susține cei micro și mici. Cei micro sunt până în 18 milioane, cei mici sunt până în 50 de milioane de lei rulaj, să aibă acces la acești bani, numai producători de cereale, pentru că era vorba despre începutul noului an agricol, cu o garanție din partea statului de 90%, este unicul produs care are o garanție de 90% din partea statului, și cu o categorie adică divizat și foarte bine stipulat pentru categoria producători de cereale micro și mici, garanții 90% din partea statului și sub standard, adică cei care au avut întârzieri de la 90 până la 180 de zile își pot apela pentru a primi acest credit. Evident că dosarele sunt verificate de către bănci,
deciziile sunt luate în fiecare caz separat de către bănci, dar ulterior băncile trimit dosarele la ODA și ODA garantează din partea statului acest credit. Deci numai pe o singură bancă avem deja 25 aprobate, dar să știți că din păcate din cele 11 bănci comerciale pe care le avem noi în Republica Moldova, avem numai 6 bănci care lucrează cu agricultorii și oferă credite. Este, din punctul meu de vedere, o cifră foarte regretabilă. Eu cred că toate băncile comerciale din Republica Moldova ar fi obligatoriu și ar fi o onoare să lucreze cu agricultorii, dar eu sper că în următorii ani, datorită efortului de dezvoltare multilaterală a agriculturii din Moldova, noi vom avea această creștere. Acum, până voi vă gândiți, eu vreau să facem în felul următor. Când apare o întrebare, ridicați mâna, eu mi-o opresc din... o apărut, ok. Bună ziua, domnul viceprim-ministru. Alexandru Bădărău, director Asociației Cultivatorilor de Lavandă din Moldova. Anul trecut, pe data de 21 iulie, noi am avut cu dumneavoastră o ședință cu membrii asociației noastre în care v-am expus problemele care țin, în primul rând, de mai multe laturi. Principala problemă a producătorilor noștri, care de fapt sunt micro, și din cei 35 de producători membri ai asociației noastre, 25 sunt migranți reveniți sau din familie cu migranți, acasă. Deci ei au investit în total cam peste 3 milioane de euro și la moment, de vreo 2 ani de zile și mai mult, deja mergem pe al treilea an, au producție în stoc necomercializată. Noi ne-am adresat la dumneavoastră anul trecut cu această problemă, una dintre altele, care de fapt a constituit atunci și problema prețului foarte mare la gazul natural care este utilizat în procesarea uleiurilor esențiale. Altă problemă a ținut de programul de dezvoltare a horticulturii, în care ramura de plante aromatice și medicinale nu există. În acest sens, noi am aflat că deja de 2 ani de zile a fost inițiată elaborarea legii horticulturii, care nici până astăzi se înțeleg că nu există încă. Vreau să întreb dacă Ministerul Agriculturii dorește ca să susțină acești mici producători, majoritatea din ei migranți reveniți, pentru că deja odată fiind al treilea an păstrat uleiul esențial, el nu mai poate fi utilizat în altă parte. Să vorbim ca comparație ca fructele, care de fapt dacă sunt menținute la frigider, mai poți face suc din ele. Uleiul esențial se aruncă. El nu mai este utilizabil datorită faptului că el se oxidează. Și întrebarea mea, cum ministerul vede asupra măsurilor sau suportului pe care noi îl putem primi ca ramură, pentru că, de fapt, ramura aceasta, țin să mă repet, este o soluție, mai ales pentru schimbările climatice care sunt la noi în țară și fără suportul statului, această ramură nici de cum nu va putea fi dezvoltată. Noi avem exemplul multor altor ramuri care au fost susținute din plin și cel puțin s-au dezvoltat la un anumit nivel. Mulțumesc! Mulțumesc și eu mult foarte pentru întrebare. Deci, toți agricultorii din Republica Moldova beneficiază de toate cele 13 măsuri de subvenționare prin intermediul AIPA. Absolut, toți. Acum, când vorbim despre priorități și ce înseamnă program de subvenționare. Subvenționarea înseamnă investiții din partea statului în ramuri prioritare pentru stat în sine. Deci, vă dau un exemplu de ramură prioritară și importanță majoră prin care noi ca stat trebuie să garantăm că toți cei 2,5 milioane de cetățeni din Republica Moldova, în caz de X timpuri, și din păcate noi am trecut cu toții printr-o perioadă foarte gravă, cum ar fi COVID-ul, și toată lumea a conștientizat că atunci când apare așa numită COVID sau oricare altă mizerie pe fața Pământului, fiecare țară rămâne cu ceea ce produce și are în interior în țara sa. În rest, se închid hotarele, nimeni nu-ți mai dă absolut nimic, țineți minte că nu erau nici măști, nici nimic, adică dacă nu produci, nu ai. Din acest considerent sunt pachetele minime pe care noi trebuie să le garantăm din punct de vedere a siguranței alimentelor din Republica Moldova. Și noi vorbim despre lapte, brânzeturi, pâine, porumb, pentru că sunt și hrană pentru animale, care ulterior pot fi consumate de către oameni. Deci, astăzi noi avem ca și prioritate, în primul rând, dezvoltarea zootehniei. Dezvoltarea zootehniei este multiplă importanță, nu numai pentru ca să avem lapte și brânză, ceea ce este numărul unu ca și importanță, este pentru sănătatea pământului,
Pentru că atunci când am preluat mandatul de ministru agriculturii în Republica Moldova în ferme, mulți stimați colegi, erau 5.100 de vaci mulgătoare. 5.100. Asta în 30 de ani, de la 420.000 de vaci mulgătoare, noi am ajuns să avem 5.100. Asta este cifra care trebuie să o țineți minte. Și noi vorbim despre o țară cu 2,5 milioane de locuitori care în fiecare zi consumă brânză, smântână, înghețat, copii, vara și alte tipuri de produse, unt. Și vreau să vă spun că noi astăzi suntem țară importatoare de brânză, smântână, inclusiv unt și multe alte tipuri de produse. Datorită programelor noastre de subvenționare și de dezvoltare a acestei ramuri, noi am ajuns la un număr de 14.100 de vaci mulgătoare în fermele din Republica Moldova. Noi am introdus pentru fiecare kilogram de lapte, ca să dezvoltăm producerea de lapte, așa numită subvenționare de 3 lei la fiecare kilogram de lapte în bază de factură sau bon fiscal realizat de către agentul economic. Și am elaborat programul Agri de 20 de milioane de dolari cu grant, cu parte de grant foarte mare pentru 1 milion de dolari pentru producătorii de ferme de vaci de lapte. Deci este, din punctul meu de vedere, un program foarte și foarte puternic făcut împreună cu asociația de profil, Asociația Crescătorilor de Vaci de Lapte. Scopul nostru este ca, într-un final, până în 27, noi să avem o producere de lapte în Moldova de minim 160.000 de tone, ceea ce ar însemna măcar un 40% din consumul nostru intern de lapte care îl avem în țară să fie produs în Republica Moldova. Din păcate, noi astăzi nu avem. Noi am majorat cantitatea de lapte de la 23.000 de tone produsă. În anul 2023, noi am majorat cantitatea până la 44.000 de tone de lapte produs în condiții de fermă. Asta înseamnă lapte sigur, lapte calitativ, asta înseamnă ferme autorizate de către Agenția Națională de Siguranță a Alimentelor. Este într-un proces de creștere. O altă direcție foarte importantă a Ministerului Agriculturii ca și prioritate este producția ecologică. Este înaltă plus valoare. Noi vorbim despre înaltă plus valoare și pe acest segment, inclusiv și producătorii de ierburi, că vorbea colegul, pot trece producerea ceailor ecologice. Noi vorbim despre orice tip de producție care poate fi trecut. Nu există niciun produs agricol care nu poate fi trecut prin procesul de conversie și nu poate fi făcut în final un produs ecologic. Și el este cu o altă plus valoare și el aduce cu totul alt tipuri de beneficii agricultorilor care se ocupă de acest gen de activitate. Eu afară am spus că noi trecem printr-o perioadă foarte complicată. Este extrem de complicată. Este extrem de complicat pentru tot. Este extrem de complicată. Noi avem o productivitate extrem de joasă și atunci, mai ales cu productivitatea noastră foarte joasă, mulțumesc colegi, când ajungem să vindem, noi și mai vindem totul foarte rău. Eu vreau să spun că am fost în Germania cu producătorii noștri de vinuri. Noi am luat 95 de medale, suntem cea mai premiată țară din Europa de Est cu medalii extraordinare, cu calitatea vinului foarte bună, nu o să dau numele companiilor, cu toate că putem să ne lăudăm cu toții, cunoaștem. Și eu vreau să spun o chestie de productivitate. Nemții au 100.000 de hectare de viță de vie tehnică. Moldova are în jur de 65.000 declarate și înregistrate la oficiu, declarat de statistică avem 120.000 de hectare de viță de vie. Noi, în 23, am vândut la export vinuri, ambuteliate și vrac, în valoare de 200 de milioane de dolari, de euro. Nemții de pe 100 de mii au vândut de 1.400.000.000 de milioane de euro. Deci, cu cât au ei nivelul de productivitate, mai înalt decât noi, Republica Moldova. Deci noi trebuie să ne axăm astăzi pe schimbarea atitudinii și abordării pe care noi avem astăzi pentru agricultura noastră. Toți agricultorii din Republica Moldova, indiferent că crește grâu, că face ierburi, că face producție ecologică, că produce struguri, că produce vin, toți muncesc extraordinar și produsele sunt de o calitate absolut deosebită. Noi avem o foarte mare problemă, mulțumesc colegi, la capitolul vânzare. E ca la capitolul vânzare, când noi, moldovenii, ajungem să vindem ceva, este practic un dezastru. Și vă spun de ce. Pentru că noi, moldovenii, deloc nu suntem asociați. Deloc nu suntem asociați. Deloc. Noi nu avem nici grupuri de producători, noi nu avem nici cooperative și când ajungem să tragem linia după munca asta asiduie depusă de fiecare agricultor, noi vedem că nu câștigăm nimic.
Pentru că fiecare agricultor merge și își cumpără singur toate îngrășămintele și tot ce folosește în procesul de agricultură și el le cumpără pentru a lui 300-400 de hectare, le cumpără la prețurile cel mai înalte sau le ia în datorii până în toamnă cu prețuri în general cosmice, cu sute de procente adaos comercial la dânsele și când merge să le vândă, iarăși le vinde singur. Asta este formula insuccesului definit. Și dacă noi ne asociem măcar la nivel de grup de producători, o să vedeți că cheltuielile de producere vor scădea pentru că vom participa împreună 4, 7, 8, vom cumpăra îngrășămintele alea cu cantități mult mai mari, cu alte tipuri de prețuri și la mai ales la vânzare o să vedeți că atunci când formezi un lot din 2-3 mii de tone de cereale, negociezi astfel la prețuri. Eu nu descoper acum bicicleta, mulțumesc, colegi. Acestea sunt formulele de succes a colegilor noștri agricultori din țările din Uniunea Europeană. Asta este formula de succes. Nu va exista asociere, credeți-mă că va fi practic imposibil să facem față concurenței. La grâu, la cereale, adaos comercial care lucrați dumneavoastră este 2-3, în ani buni 5%. A fost anul 21 care a fost ca un câștig la loterie. Au fost cantități foarte mari de cereale și au fost prețuri foarte mari de vânzare. Asta au fost ca un câștig la loterie. Asta nu poartă caracter permanent. Pentru că dacă facem o analiză la toți anii până în 21 și la anii după 21, o să vedem că în realitate vorbim despre un dezastru din punct de vedere economic. Dezastru. Cu foarte mare greutate, fiecare agricultor își acoperă cheltuielile sale de producere prin vânzarea de produse. Cu foarte mare greutate. Și din considerentul ăsta, eu cred că noi vom începe, începând cu anul 24, să vorbim anume ieșind din interesele agricultorilor despre asociere. Da. Eu încerc iertare la cele expuse dumneavoastră, mai am o întrebare. Deci, dumneavoastră ați menționat că importul de lapte constituie mai mult de 50%. Întrebarea mea se referă, dar cât constituie aproximativ importul de medicamente în Republica Moldova din produse naturale și cât constituie cu aproximație cosmeticele importate? Costul care se utilizează. Cosmeticele, produsele cosmetice. Dumneavoastră, dețineți astfel de date sau nu? Sunt importate importante medicamentele pentru aceleași boli, COVID sau alte... N-are nicio tangență cu Ministerul Agriculturii, evident că sunt importante. Corect, dar dumneavoastră nu ne-ați răspuns la întrebarea noastră. Ministerul o să susțină această ramură în continuare? Eu nu, deci... Mulțumesc, președinte asociației. Da. Ministerul nu va susține. Ministerul susține și astăzi cu toate măsurile sale de subvenționare de care beneficiază toți agricultorii din Republica Moldova, inclusiv și dumneavoastră. Programul Național de Dezvoltare a Horticulturii susține horticultura. Da. Și vom face, cum o face și un oficiu al horticulturii, ca o măsură de asociere. Și eu vreau să vă rog să vă includeți, să faceți parte din acest proces. Pentru că cel mai mult au beneficiat în Republica Moldova de suportul partenerilor de dezvoltare cei care au fost asociați. Vorbim despre Moldova Fruc, vorbim despre Oficiul Național al Vitivinii și Vinului, pentru că partenerii de dezvoltare când vin și vor să investească în agricultura din Republica Moldova, îi vine foarte greu să găsească fiecare agricultor cu 2, cu 3, cu 8, cu 10 hectare. Ei merg la asociații. Și atunci procesul de investiție este mult mai mare. Este un domnitor care vreau să vorbesc. Pot să intervin un pic dacă aș dori să răspundeți mai succint ca să reușim să luăm cât mai multe întrebări pentru că avem la dispoziție puțin timp. Vă rog tare mult. Mă numesc Negru Oleg, gospodăria țărnească Negru Oleg Ștefan. Am așa o întrebare, de mai multe ori am auzit cu legea gospodăriilor țărănești. S-a schimbat și în an 150 de hectare până la 150 hectare. Mai departe trebuie să schimbe genul de activitate. Acum am auzit câteva luni în urmă dumneavoastră spuneți că ne-am la 75 de hectare. Dar nu ne, pe noi, pe agricultori, pe gospodării țărănești, nimeni nu ne întreabă. Eu am fost pe hotare, o familie prelucrează 500 de hectare ușor. După, am mai mult de 150 hectare lucrez, eu trebuie să schimb genul de activitate. Am crescut gospodăria de 20 de ani, acum trebuie să fac altă gospodărie. Dacă sunt probleme cu impozitele astea, lasă treacă tăți la impozitele astea, numai putem lucra. Ok. Uitați-vă, nu este vorba despre impozitare. Legea în sine a gospodărilor țărănești, când a fost votată, ea a fost votată în sensul că 50% din munca care este făcută în cadrul unei gospodării țărănești trebuie să fie membrii familiei. Deci,
cea mai mare modificare a legii gospodării țărănești. Deci, primul rând, gospodăria țărănească va fi persoană juridică. În urma întâlnirilor care le-am avut cu o mulțime de agricultori, chiar și cei care au intrat în proces de insolvabilitate, noi am constatat o mare inechitate și nedreptate din punctul meu de vedere. Un agricultor care intră în stare de insolvență sau în faliment, spre deosebire de o societate cu răspundere limitată, răspunde în fața creditorului cu toată averea sa. Îi e casă, masă, mașina lui personală, îi ia tot absolut. Noi vorbim despre un agent economic care din vari motive obiective a ajuns și a dat faliment. El răspunde cu toată averea sa personală. În același timp, un SRL care are, nu știu, avere și a avut rulajă de zeci de milioane de lei, de sute de milioane de lei, răspunde cu fondul său statutar. Eu cred că este o inechitate. Și în acest considerent, noi am avut discuții și în Comisia de Justiție am căzut de comun acord și gospodările țărănești toate vor avea persoană juridică. Deci persoană juridică și răspunde așa cum răspund toate serialurile, ca toată lumea, absolut, și eu cred că lucrul ăsta este unul foarte corect. Așa că asta este prima și cea mai bună noutate. A doua noutate este că noi vrem să redenumim gospodările țărănești în ferme de familie, după modelul european. Ferme există gospodările țărănești, este în ferme de familie. Și noi o să punem un pic altfel accentul pe genul de activitate și pe modul de dezvoltare a fermelor de familie. La toate întâlnirile de primar, eu o să încerc să spun mai scurt, dar e important, întrebarea este foarte importantă. Deci, satele din Republica Moldova, mulți stimați colegi, se vor putea dezvolta în exclusivitate în baza activității economice. Dar în satele din Republica Moldova, unica activitate economică care există este activitatea agricolă, alta nu este. Și nu cred că sunt în alte localități sau în alte țări alt genuri de activitate. Noi o să încercăm să dezvoltăm și celelalte conexe, turismul, agropensiunile, minele, vinificație, etc. Dar asta durează un pic mai mult. Și mai mult ca atât. Eu merg și mai departe în procesul de dezvoltare a satelor noastre. Sunt extrem de importante fermele de familie. Ferma de familie până în cele 70 de hectare care nu se ocupă cu cereale. Nu se ocupă cu cereale. Pentru că cerealele crescute pe o suprafață de 70, chiar și 100 de hectare, asta înseamnă faliment curat. Adevărat, din start, absolut. Este practic imposibil să faci profit cu astfel de cantități și cu astfel de suprafețe. Este o activitate de muncă, de oboseală, fără niciun fel de viitor. Micile ferme de familie sunt plafonate în activitatea lor, anume din considerentul că el trebuie să ocupe cu tot alt tip de activitate. Măsurile de dezvoltare a fermelor de familie vor veni ulterior. Dar restul toți vor trece ca și persoana juridică care trebuie să ocupe cu ce vrea el. Ca și activitate economică. Noi nu impunem pe nimeni să sădească ce vrem noi sau să nu sădească sau să ocupe cu ce vrem noi. Nu există așa ceva. Agentul economic își ia decizia cu ce se ocupă și ce face. Dar noi vrem fermele de familie să le creăm în afara așa numitilor întreprinderi mici și mijlocii, micro, mici, mijlocii și mari, care există astăzi în Republica Moldova și care sunt astăzi reglementate de cadrul legal. Deci asta este ideea. Noi le plafonăm activitatea și vrem să le dăm un statut absolut special și să venim cu măsuri de susținere și de suport pentru ele. Noastră nu o să aveți nevoie să vă redenumiți sau să vă refaceți. Asta se va întâmpla la ASP automat, în mod în care va intra în vigoare legea cu gospodăriile țărănești, legea nouă. Nu va fi nevoie de niciun fel de alte acte sau de mers la ASP pentru a vă reînregistra. Nu vă pierdeți TVA-ul care îl aveți în cont, nu vă pierdeți istoria la creditare, nu vă pierdeți nimic din toate astea. Adică o să fie totul făcut la modul cel mai neinvaziv și bun pentru agricultori. Asta a fost sensul modificării care am făcut-o noi. Da, vreau o precizare să vă întreb dacă vorbiți de fermele de familie, de când mai exact s-ar putea întâmpla acest lucru? Legea a fost votată în prima lectură și încercăm până la sfârșitul lunii martie să fie votată în a doua lectură ca să poată intra în vigoare și să începem să facem toate aceste modificări. Eu vreau să spun că în 1 mai 2022 eu am avut o lege specială pentru radierea din oficiu a gospodăriilor țărănești. La 1 mai 2022 în Republica Moldova erau 116.232 de gospodării țărănești. Și când a intrat în vigoare legea că trebuie de plătit impozite, fondul social, fondul de pensii, toată lumea s-a trezit cu documente și cu de la inspectoratul fiscal că sunt datori la stat. În urma acelei legi speciale,
Inspectoratul Fiscal din Republica Moldova a radiat peste 100.000, peste 100.000 din cele 116.000 de gospodării țărănești, drept gospodării țărănești care nu funcționau. Și de asta noi am luat decizia să le luăm de la primărie, să le dăm la ASP, pentru că primăria dădea omului titlul de proprietate pe 1 hectar de pământ și a doua gestă era odată cu asta, dădea și societatea, adică creată gospodăria țărănească și asta a dus foarte multă lume în eroare ca și gen de activitate. Așa că încercăm astăzi și eu cred că până la sfârșitul primăverii vom finaliza, mulți stimați colegi, cadrul juridic în baza căruia funcționează tot sistemul nostru agricol. Să fie foarte clar ce înseamnă activitate non-profesională, un om care are 1 hectar pe lângă casă de teren agricol sau are 3 vaci sau are 5 porci, trebuie să fie foarte clar că acea persoană nu trebuie să meargă să se înregistreze la ANSA pentru că el crește a lui 3 porci. El îi crește, îi consumă personal, surplusul îl poate vinde la piață fără niciun fel de probleme, fără autorizare de la ANSA, numai cu documente de la medicul veterinar din sat că animalul este sănătos și a fost sacrificat în condiții normale, adică nu a fost mort sau etc. Nu mers, cetățeanul nu trebuie să meargă la abator, asta nu credeți, dar trebuie acasă, dar animalul trebuie să fie viu, sănătos, confirmat de medicul veterinar că acest lucru s-a întâmplat. Are voie să-și vândă surplus, dar în același timp trebuie să fie foarte clar de la cât el este obligat să se întâlnească, să meargă să se înregistreze. De la cât el este obligat să meargă să se înregistreze. Pentru că dacă noi mergem astăzi în localități, o să vedem o mulțime de agricultori și cu 50, cu 20, cu 30 de hectare pe care lucrează și nu are nicio formă juridică de activitate. În cine el lovește cel mai mult? El lovește în cei care lucrează legal. În cei care lucrează legal. Și lucrul ăsta este concurență neloială făcută în defavoarea agricultorilor care au oameni cu contracte de muncă, care plătesc salarii la zi, care plătesc impozitele și lucrurile astea toate, evident că lovesc în acești agricultori. Și noi trebuie să creăm un cadru legal, previzibil și foarte clar. Deci până la atâtea hectare tu ești persoană care nu ai nicio formă juridică și nu ne interesează, crește-ți, fă-ți, pui porumbul, îți crești purcelul, îl consumi tu, sau dacă tu ai activitate economică, ea trebuie să fie legală și înregistrat conform tuturor cerințelor. Deci asta o să fie finalizat până la sfârșitul lunii martie și asta este încă una dintre formele de pregătire, de preaderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Deci noi trebuie să știm cât suprafață de teren arabil noi avem, pentru că una dintre formele de subvenționare directă de Uniunea Europeană sunt plățile la hectar. Și toate aceste hectare trebuie să fie înregistrate online și declarate cu numere cadastrale. Toată lumea trebuie să înțeleagă că avem declarat astăzi pe hârtie 1.583.000 de hectare de teren arabil. Păi noi trebuie să le identificăm. A intrat în harta electronică a Republicii Moldova și tu îl identifici și le găsești pe fiecare. Lucrul ăsta trebuie să fie important. Finalizat. Și asta e o parte component, ca să putem să beneficiem de acești bani. Domnule Bălea, vă mulțumesc tare mult pentru răspuns. Acolo este cineva? Da. Eu am o întrebare. Dacă gospodării țărănești sunt persoane fizice, de ce suntem sancționați ca persoane juridice? Pentru că este persoană fizică care face activitate economică. Da, dar în lege scrie că statutul este de persoană fizică. Și întreprinderile individuale tot este persoană fizică. Gospodăria țărănească este întreprindere individuală care face activitate economică. Da, dar dumneavoastră a spus că acum în lectură trece să devină persoană juridică. Da, el vor fi persoană, ca și răspundere juridică, va fi persoană juridică. Are total statut diferit. Persoana fizică răspunde cu averea sa personală. Da, da, chiar dacă, nu, dar face activitate economică. Așa a fost legea, nu am făcut-o eu. Noi acum o schimbăm. Mai este cineva care vrea să adreseze întrebări? Este cineva acolo sau? Domnul ministru, bună ziua! Sunt agricultor de la sudul Moldovei, referitor la creditul de urgență care trebuie să ajute agricultorii din sudul țării, unde am trecut prin calamitățile astea care singur ați spus că 22-23 au fost un dezastru pentru zonele de sud și la moment acum nu ne-i clar nou pentru cine e creditul ăsta de urgență. Dacă puteți să ne lămuriți, mai am niște fapte, dar după ce vă ascult dumneavoastră. Deci el este pentru agricultori, mulți stimați colegi. Mai mult ca atât, Cahulu, Cantemiru și multe alte raioane care au avut secetă și au acte de secetă, beneficiază de plăți per hectar, domnul Gheorghe Jurcanu. Și lucrul ăsta trebuie să-l spuneți, pentru că noi vorbim de 50 de milioane de lei, bani repartizați agricultorilor din sudul Republicii Moldova, care beneficiază de acte de secetă. Noi am fost în vizită în Cahul și ne-am întâlnit cu agricultorii și am constatat că ei nu numai 2 ani, ei au avut anul 19, 20 ani de secetă crâncenă, 21 a fost
câștigul cel la loterii, după care a urmat 22 și 23 și practic acești agenți economici, dacă nu era să beneficia de acest ajutor din partea statului de 50 de milioane, încă n-am beneficiat, încă practic, n-am beneficiat, cum nici motorina n-am primit. Lăsați, o să beneficiați. Lăsați. Deci până în data de 15, doar ne-a s-a depus și dosarul. Trebuie să fiți corect, domnul Jurcanu. Mă stărâi să fiu corect. Incorectitudinea aduce întotdeauna la falsuri și lucrurile astea dă urât întotdeauna. Trebuie vorbit lucrurile întotdeauna adevărat, odest și frumos. Deci, chiar dacă sunt alte interese de jocuri artistice. Deci, noi vorbim despre suport din partea statului, modul în care dumneavoastră mergeți la bancă și discutați cu banca, este relația dumneavoastră cu banca. Dumneavoastră, noi am creat instrumentul. Sunt 500 de mii de lei pentru microproducători agricoli și mici producători agricoli. Substandard. Și dumneavoastră ați participat atunci când s-a discutat. Decizia și discuția este între dumneavoastră și între agentul economic și între bancă. Noi am creat acest. Noi am dat 90% din partea statului garanții. Băncile au spus că există o problemă de întârziere, că unii agricultori au avut mai mult de 90 de zile întârziere. Păi noi le-am dat acest credit substandard, de la 90 până la 180 de zile. Mai departe, băncile fac analiza dosarelor și dacă agentul economic e de 4 ani, de 5 ani, că de la dumneavoastră vin foarte mulți și noi vorbim cu ei, noi vorbim de agenți economici care prima reeșalonare au avut un 20, a doua reeșalonare au avut un 22, în 23, în general, îi sunt dați la executare. Cum credeți dumneavoastră? Cine o să-i ofere lui astfel de credite? Noi vorbim despre niște lucruri echitabile și lucruri corecte. Și eu vreau ca toată lumea să înțeleagă. Tot ce se face, se face pentru toți agricultorii, nu pentru 1, 2, 3 sau 4. Și lucrurile astea trebuie iarăși să fie foarte clare. Sunt credite și sunt date conform unor cerințe. Noi am făcut două produse pentru agricultori. Două. Al doilea urmează de pe data de 15 martie între vigoare. Iarăși este un produs ODA cu o perioadă de garanție de 18 luni pentru o perioadă de 36 de luni garanții pentru mijloace rulante cu garanții din partea statului de 80%. Dacă luăm 2 milioane, 1 milion 600 de mii garantează. Dar dacă merge un agent economic și ea are bani, are gaj ca să iei 5 milioane, noi garantăm 1 milion 600 de mii din sumele care le ia el. Astfel de produse nu au existat. Dar iarăși repet, agentul economic trebuie să meargă la bancă. Și eu vreau să spun că foarte mulți pe această cale aici sunt agricultori. Mulțumesc, colegi. Situațiile sunt foarte diferite. Și anii sunt foarte diferiți. Și atunci când simți că se apropie timpul de plată și tu nu vei reuși să plătești, cel mai corect este să mergi la bancă direct, să te așezi cu ei, cu hârtiile pe masă. Și nu vei ajunge în starea agricultorilor care vin astăzi, inclusiv trimis de domnul Jurcan la Ministerul Agriculturii, cu 280 de zile întârziere, cu 300 de zile întârziere la plata creditelor. Nu trebuie de ajuns la astfel de situații. Situația este foarte clară la începutul verii. Ce nu era clar în Cahul că e secetă în luna mai sau în iunie? Nu era clar. Era foarte clar. Păi dumneavoastră atunci, dacă aveați respect pentru colegi și eu știu sigur că aveți respect pentru colegi, trebuia să le spuneți, băieți, mergem fuga toți la bancă. Mergem toți fuga la bancă să ne așezăm cu dânsii și cu hârtiile pe masă să vedem ce facem. Să mergem, să vedem, că atunci trebuia de venit la minister și trebuia să spunem că mergem la camerele agricole, mergem la camerele de comerț, mergem oriunde. Înțelegeți? Și că toate lucrurile făcute din timp, dau cu totul alte rezultate. Cu totul alte rezultate. Ei, știți cum e? Ca și cu boala. Dacă tu vii în prima fază a bolii, medicul te ajută, te tratează, te lăcuiești, vii în fază finală, când tu deja ești în sicriu, e foarte greu de venit înapoi. Din acest considerent, apelul meu este, noi trebuie să fim la maxim de serioși în abordarea afacerilor noastre. Pentru că fiecare agricultor plătește cu ani din viața sa. E muncă, muncă și iarăși muncă. Asta înseamnă agricultura. Și noi trebuie să fim foarte și foarte prudenți. Noi trebuie să ne oprim, mulțumați colegi, din a produce pierderi. Un leu pierdut astăzi înseamnă că mâine trebuie să câștigi 3 lei. 3. Unul să plătești cel din spate, dar dacă mai crești și dobânzi la ele. Vin agricultori care au luat 1.800.000 de lei credit. Au plătit 800.000, astăzi este dator cu 2 milioane și jumate. Nu o să dau denumirile. Și toate sunt dobânzi și penalități. Ce înseamnă să ai 13 milioane de lei datorii la 800 de hectare pe care crești numai cereale? Ăsta sunt 750 de mii de euro, mulțumesc, colegi.
750.000 de euro. Imaginați-vă că tu trebuie să crești, să produci 750.000 de euro să plătești datoria, la care mai cresc încă dobânzi permanente. Și încă să-ți acoperi și cheltuielile tale curente. Dacă aici eu văd că toți în fața mea sunt agricultori. Dacă cât de posibil este lucrul ăsta? Este imposibil. Dacă este imposibil. Este practic imposibil. Asta e cea mai mare problemă și durere. Și de asta noi trebuie să ne așezăm din start la masă și să facem analizele toate cu fiecare componentă pe raioanele noastre, să vedem care sunt măsurile. Pentru că atunci când noi vorbim astăzi, noi nu vorbim despre mine. Noi vorbim despre fiecare dintre agricultori. Problema și datoriile sunt la agricultori, nu sunt la Ministerul Agriculturii. Și noi trebuie să găsim soluții de rezolvare a problemelor agricultorilor, dincolo de toată vorbăraia care se întâmplă. Domnule ministru, da, avem 24 de minute la dispoziție. Am văzut cineva acolo. Vă rog tare mult să oferiți microfonul în față. Domnul ministru, eu am vrut pur și simplu să reproșez. Pur și simplu la câteva nuanțe care le-a spus dumneavoastră. Eu n-am venit să fac PR. Eu pur și simplu sunt starea, în aceeași stare ca și colegii mei noștri de la asta. Am fost la bănci, am discutat, am vrut pur și simplu să discutăm pe tema asta mai detailat, pentru că noi avem o problemă foarte mare. Anume zona... Bine, bun. Vă mulțumesc mult. Vă rog tare, Ecaterina, te rog tare mult acolo în margine, microfonul. Bună ziua, domn ministru, bună ziua, oameni. Mă numesc Vladimir Candus, din raionul Elveni. Domn ministru, dumneavoastră folosiți și ați adresat întrebarea asta, de ce o gospodărie de 800 de hectare are așa mari, de exemplu, datorii sau să zicem, de ce au investit așa de mult? Marea majoritate a fermierilor din Moldova sau gospodării țărănești sau gospodării care sunt formate după 2010 încoace, dintre băieți care au venit de psihotare, de băieți care au încercat să investească din alte domenii în agricultură, unii chiar sunt și cu studii care agricole și s-au apucat de agricultură ca însuși producător agricol, au fost nevoiți prin a investi în tehnică, în utilaje agricole, pentru a face agricultură conservativă, pentru a face agricultură mai performantă, am fost nevoiți să luăm, să investim sau să împrumutăm bani ca să facem agricultură performantă, respectiv în urma anului 2019-2020, cu așa ziți o an de loterie 2021 și apoi aici la alți 2 ani de zile, indiferent de zonă, că e Cahul până la Urchei sau chiar și mai la nord, lumea n-au reușit să facă rezultate, cu toate că au avut investiții foarte mari. Nu din cauza că n-au știut să calculeze, nu din cauza că n-au știut ce să facă. Marea majoritate sunt consultați de companii profesioniste în domeniu. Companii agricole care vând și comercializează, de exemplu, inputuri și care îi sfătuiesc pe producători să facă cât mai econom sau cât mai minime lucrări sau cât mai puține investiții și cheltuieli în traiurea pentru a obține rezultate. Vă rog tare mult întrebarea. Acum întrebarea este, noi, ca plan strategic, că mereu o să ajungem să ne sfădim, mereu o să ajungem să facem proteste. Noi, ca plan strategic, am putea folosi resursa noastră cea mai bogată, numită apa. Apa din acestea două mari râuri, pe care vecinii noștri o folosesc cu totul în alte domenii, de exemplu, pentru a produce energie electrică și a ne o comercializa mai departe, am putea include într-un plan strategic pe viitor, poate în următorii câțiva ani de zile, să încercăm la maxim să folosim apa care ne oferă aceste două râuri mari pe care noi o avem. Nu să fie numai zonal, de exemplu, raioanele din jurul râurilor, dar să încercăm să găsim soluții cât mai bune pentru a aduce apa cât mai aproape de producătorii agricoli din mai multe raioane Republicii. Mulțumesc mult, domnule Bolea, vă rog. Da, mulțumesc. Deci, în primul rând, eu n-am spus că agricultorii nu știu în ce au investit, eu am spus că 750.000 de euro este foarte greu să câștigi, să plătești aceste datorii. Despre asta am vorbit eu. Acum, dacă vorbim despre apă, chiar înainte de a veni la deschiderea expoziției, noi am avut o ședință cu AFD-ul, Agenția Franceză de Dezvoltare. Noi vorbim despre 40 de milioane de euro, bani care trebuie să se aducă în agricultura din Republica Moldova, să investim în reabilitarea sistemelor de irigare mari și mici, la scară mică, din iazuri sau construcții de iazuri cu geomembrană. Acum, avem în derulare, mulți stimați colegi, 3 proiecte mari naționale. În prima dată, timp de 32 de ani, Guvernul Republicii Moldova investește în sisteme de irigare centralizate. Ele au fost reparate 10 din partea poporului american, poporului Republicii Moldova, și acum noi, tot poporul Republicii Moldova, construim 3 sisteme de irigare pentru noi. Noi vorbim de Alexandru Iancuza Etulia, noi vorbim despre Ștefan Vodă și noi vorbim despre Briceni. 3 regiuni foarte mari cu agricultori
care se ocupă de legumicultură, nuci, struguri de masă, struguri tehnici, livezi de mere. Au asociații utilizatori de apă și ele sunt în proces. Deci eu cred că în sfârșitul lunii aprilie vor fi primele licitații legate de Ștefan Vodă. Noi am început procesul ăsta de investiție a banilor din partea statului, pentru, mai ales pentru regiunile în care noi avem culturi din alt plus valoare, pentru că este o problemă. Chiar dacă tu reabilitezi sistemul de irigare, după care îl transmiți agricultorului, ulterior el trebuie menținut. Și menținerea lor, chiar dacă afară plouă foarte bine, oricum trebuie să fie continuu din partea agricultorilor care o preiau. Și trebuie să existe potențial financiar. Trebuie să fie culturi din alt plus valoare. Nu există că s-a reabilitat o sistemă de irigare, s-a dat și noi avem două regiuni unde s-a făcut astfel de reabilitări din partea poporului american. S-a dat sistemul de irigare centralizat cu potențialul de 1800 de hectare în Leova și nu se irigă nimic absolut. Și astăzi noi avem o asociație utilizatori de apă care are datorii la salarii și la întreținere de 500.000 de lei. Deja, astea sunt bani investiți în Leova și nu folosește nimic terenurile irigate. Din păcate. Îmi cer scuze aici. Pentru că cine ține pământurile acolo în arendă, știi de ce... Noi am schimbat legea și noi am spus în felul următor. Agenții economici, fermiere, care au terenuri în chirie sau proprietate, în zona sistemelor de irigare centralizate, funcționale, nu pot beneficia de nicio formă de certificate de stație de urgență, de ajutoare de secetă și multe alte lucruri. Deci ei sunt excluși din start. Pentru că și ulterior, eu cred că trebuie de făcut o altă modalitate de a-i obliga. Adică dacă el ține în chirie și el nu vrea să folosească acel, eu cred că el trebuie să aibă alt tip de impozitare, pentru că au fost investiții de 18 milioane de euro în acel sistem de irigare și nu se irigă nimic. Mulțumesc tare mult. Mai sunt întrebări, vă rog tare mult. Este acolo? Da. Bună ziua. Domnul ministru, dumneavoastră, ați finalizat discursul dumneavoastră cu Raionul Leova și eu vreau să vă fac o invitație pentru vineri la ora 10. Este adunare generală a Asociației Utilizatorilor de Apă la Filipeni. Dacă aveți posibilitate, o să fie perfect ca dumneavoastră să vedeți cum și care sunt motivele de ce nu funcționează această sistemă de irigare. Dacă le spuneți, dacă le știți, spuneți-le acum. Motivele. Da, pot să vă zic. Deci prima problemă. În statut este prevăzut și votat de Consiliul de Administrare niște idei nu prea bune și le spun la toată lumea. Cum credeți, stimați colegi? 1000 de lei cotizația de membru asociației pentru hectar. E bine, e mult sau e puțin? Deci agentul economic care administrează o bună parte din teritoriu, deci pământurile irigate sunt la dânsul în arendă. Sisteme de irigare nu are suficient. El e în fază de procurare. Azi au cumpărat o sistemă de irigare, mâine încă una, tot așa. Dar din start l-au trăsnit, vorbind așa popular, și au pus 1000 de lei cotizația, în afară de prețul la apă, 6 lei metru cub. Deci 1000 de lei cotizația și el dacă are vreo 600 de hectare, 700, vă dați seama, 700 de mii să plătești pe an fără să faci irigare, e clar că e o problemă. Și e problemă mare. Deci o propunere ar fi, nu știu ce alte asociații, ce cotizații au, dimensiunile cotizației, dar după părerea mea, cotizația este o plată simbolică care demonstrează că tu ești membru, dar trebuie să fie prețul apei consumate ca un punct de reper concret pentru activitatea asociației. Dar oricum sunt multe probleme și eu cred că toate asociațiile se confruntă cu multe probleme de genul ăsta. Și domnul ministru, dacă am încercat să vă dau câteva întrebări, deci vreau să vă zic încă o chestiune și vreau să vă rog. Creditul agricol, 500.000. Deci vin în științări de la agenții economici că sunt respinși de bănci. Avem răspunsuri și în scris, orale sunt și mai multe, dar noi insistăm ca să ne dea în scris. Vă rog, cumva, poate găsiți în agenda dumneavoastră, în timp apropiat, să facem din nou încă o ședință comisiei create pe lângă minister, cu implicarea băncilor, ca să analizăm în detalii chestiunea respectivă.
Vă rog mult. Ok, neapărat. Neapărat. Mai ales că noi avem, dacă vorbim de data de 1, noi să avem, cred că, practic, primele 2 săptămâni de recepționare a dosarelor și să vedem cum funcționează. Eu cred că da, se poate chiar săptămâna viitoare de făcut. Noi vom invita și în primul rând vom trage primele concluzii cum funcționează însuși mecanismul. Da, eu cred că e o idee bună. Săptămâna viitoare va fi la Ministerul Agriculturii organizată această ședință. Vă mulțumesc mult. Mai sunt întrebări? Dacă nu sunt întrebări, o să vă întreb eu până lumea se mai gândește și vine vă adresează câte o întrebare. Vreau să punem punctele pe ei privind cooperativele agricole, pentru că am văzut că totuși au fost și niște opinii care nu le-au fost, nu este pe placă această chestie. Și spuneați tot dumneavoastră că producătorii noștri încă nu pot să-și vândă marfa așa cum trebuie. Aceste cooperative agricole va spori vânzările? Cooperativele sunt create în exclusivitate pentru vânzare. Deci noi avem legea cooperativelor și legea camelor și legea grupurilor de producători. Un grup de producători, tu ai obligația să vinzi, grupul de producători poate fi organizat pentru un produs. Tu poți să ai, spre exemplu, struguri de masă și prună și poți face parte din 2 grupuri de producători. În unul să-ți vinzi struguri, în a doilea să-ți vinzi pruna. Cooperativa te obligă în mod obligatoriu să-ți vinzi toată producția ta prin intermediul cooperativei tale. 100% din producții și lucrul ăsta face ca foarte puțin să se asocieze în cooperative. Eu cred că trebuie de promovat asocierea ca un mod prin intermediul căruia agricultura din Republica Moldova se va dezvolta. Credeți-mă, experiența statelor cu agricultori bogați demonstrează nu există cooperative, nu există profituri și nu există viitor. Deci eu chiar risc să spun aceste lucruri. Noi, fiecare separat, nu vom face față concurenței. Noi nu vom face față concurenței, sub nicio formă, sub nicio formă. Cât de tare noi nu ne-am mințit pe noi că vom reuși, că vom reuși, noi nu vom reuși să facem față concurenței. Toată lumea se asociază. Eu mă uit în partea Iașului, s-a creat prima cooperativă de producători de cereale. E o formă de cooperare în care ei au luat decizia, spre exemplu, să meargă să-și cumpere tot ce folosesc agricultorii pe o suprafață de câteva mii de hectare, să-și cumpere îngrășămintele, motorina și tot ce folosesc ei la prețuri foarte rezonabile, negociabile, ca să poată beneficia de prețuri de cost mai mici. Pentru că ce înseamnă când tu te duci, spre exemplu, noi cunoaștem și am făcut un mic studiu și o să facem și public informația dată. Spre exemplu, la unele tipuri de produse, noi avem 70% adaos comercial, importat. Eu am luat același tip. Noi o să facem pe pagina Ministerului informația, același tip de îngrășământ în România, Republica Moldova și Ucraina. De la același producător, cu aceeași denumire și cu aceeași formulă, ca să fie comparat miere cu miere și piere cu piere. Păi vreau să spun că în Moldova, la unele tipuri din produsele importate, noi avem 70% adaos comercial. 70%. Ceea ce este foarte mult, reieșind anume din faptul că noi concurăm și cu agricultorii din România și noi concurăm și cu agricultorii din Ucraina. Și dacă tu cumperi cu 70% un produs pe care îl pui, așa numitele inputuri în pământ, evident că producția ta devine foarte puțin capabilă să concureze cu producția vecinilor noștri. Și de asta noi am modificat și legea și va intra în vigoare, cred că până la sfârșitul lunii martie, legea nouă. Și toți agricultorii din Republica Moldova trebuie să știe că producția, inputurile așa numite, îngrășăminte sau fertilizant sau orice altceva pe care dumneavoastră îl folosiți și este produs în Uniunea Europeană, nu necesită înregistrare. Catalogul Uniunii Europene este catalogul Republicii Moldova. Asta înseamnă că dacă un produs este autorizat și are pe el ce e, dumneavoastră mergeți și îl cumpărați, vi-l aduceți în Moldova fără ca să mai beneficiați, fără ca să mai fie necesar să mergeți să-l înregistrați, plătiți 4.000 de euro pentru fiecare înregistrare și încercare și etc. Noi facem toate lucrurile astea ca metode economice, din punctul meu de vedere, active și bune pentru a lupta cu monopolul de importuri și de distribuție acestor îngrășăminte și de majorări de preț. Eu cred că trebuie de creat condiții reale în care importatorii trebuie să se simtă incomozi la propriu de orice agricultor care se asociază împreună. Spre exemplu, avem Cahul alături, avem Galațiu la o aruncătură de băți, avem Iașu, noi avem, în general, Republica Moldova de la est la vest sau de la sud la nord. Nu suntem o țară atât de mare ca să nu ne putem deplasa și să ne cumpărăm de unde avem nevoie de produse. Noi vrem să facem
ca accesul să fie unul foarte și foarte ușor și accesibil pentru toată lumea. Înțeleg că anul ăsta este un an foarte complicat din punct de vedere financiar, datorită prăbușirii de prețuri la cereale. Noi înțelegem că resursele financiare sau așa numitele mijloace circulante la marea majoritate a agricultorilor sunt cu cizme roșii și anume din acest considerent a fost elaborat și la cererea agricultorilor și susținut de noi și promovat în continuare așa numit o credită în agricultură pentru toate tipurile agricultori. Dacă ăsta primul de 500 de mii este numai pentru producători de cereale, celălalt de până în 2 milioane sau cu garanții din partea statului de 1 milion 600 de mii este pentru toți agricultorii din Republica Moldova. Toți. Și cel mai important, și ăsta de, de 2 milioane de lei, iarăși este substandard. Adică dacă dumneavoastră pe parcursul la 23-24 ați avut întârzieri la plată mai mari de 90 de zile, vă le-ați înregistrat și ați nimerit într-o altă categorie, dar astăzi aveți capacitate de plată, afacerea noastră este viabilă, aveți ce pune gaj, sunteți în proces de lucru, nu sunteți o companie în stare de insolvență, dar pur și simplu ați nimerit în categoria C la creditare, trebuie să mergeți la bănci, după data de 15 va fi acest produs la ODA și va fi posibil să preluați acest credit de la bancă. Mulțumesc mult! Nu mai este doritor să adreseze, vă rog tare mult. Domn ministru. Da, cine de-a vă... Să vorbești tot de nevoile anul 2023. Prețuri, mai știu eu, folosești și facem cu nevoile din o an înainte, precedent, care a fost supus Centrul Republicii Moldova strașnic sub secetă. Până ziua de azi s-a plătit numai câțiva bani acolo pentru porumbul care n-a strâns nimic, dar restul așa stai. Nici motorină, nici pentru alte culturi, floarea soară și mai departe, nu-i nicio mișcare. Mulțumesc! Deci mulțumesc, colegi! Noi promovăm și susținem foarte mult asigurarea în agricultură. Ministerul Agriculturii plătește 70% din polița de asigurare. 70%! Și în fiecare an această cifră este în creștere de agricultori care merg și se asigură. Cu cât mai multă lume o să asigură, cu atât este mai viabil însăși companiile de asigurare. El la noi nu poartă caracter obligatoriu, dar credeți-mă că cei care s-au asigurat de secetă și în 22 și în 23 au primit despăgubiri de ordinul milioanelor de lei, dar nu au primit câteva sute de mii de lei plătite de către Ministerul Agriculturii. Noi am luat decizia să plătim în sudul Republicii Moldova și pentru cei din 23, pentru că anul 23 venea în rezultatul la 4 ani de secetă. Adică cei 400 de mii de agricultori care vor beneficia de acest suport din partea statului de la 1000 până la 2500 de lei, eu am ferma convingere că în 24 ei toți dădeau faliment. Absolut toți dădeau faliment. Și din acest considerent a fost luată această decizie de a veni cu suport pentru ei din raioanele date, pentru că noi nu am plafonat-o. Spre exemplu, vor fi agricultori care vor încasa 500-600 de mii. Toate hectarele care le-au avut cu porumb și s-au fost prinse în acte, toate vor fi despăgubite și plătite din partea statului bani. Și repet, de la 1000 până la 2500. Dacă ai avut 70% pierdere, îi 1000, dacă ai avut 80, până 80% îi 1500, până 90% îi 2000 și de la 90 până la 100% vorbim de 2500 de lei. Bani care vor intra real în contul agricultorilor. Măsura este deschisă de depunerea dosarelor până în data de 15, inclusiv martie, după care, practic, dosarele au început să vină la Ministerul Agriculturii, la IPA, ele sunt în proces de analizare, după care, în mod foarte rapid, vor veni și plățile, pentru că noi suntem conștienți de necesitatea pentru agricultori acestor bani. Așa că, după data de 15, în cel mai scurt timp, se vor începe și efectuarea și plăților, inclusiv pentru agricultorii din aceste raioane. Și cei mai mulți, cu 90% și 100% de pierderi de la porumb, sunt cei din Cantemir și Cahul. Cei mai mulți. Dar avem Ștefan Vodă, avem agricultori din Orhei care s-au înregistrat cu acte, am avut regiuni. Și vreau să spun că, din păcate, trebuie să constatăm că seceta trece tot mai la nord. Nivelul de precipitații tot scade. Noi am avut în 2023, în primăvara anului 2023, prima dată la nordul Republicii Moldova atestat secetă, în raionul Briceni. Atestat oficial secetă, lucru care nu a mai fost practic niciodată în istoria Republicii Moldova. Astea sunt niște schimbări climatice care trebuie să batem alarma foarte mult.
Domn ministru, noi vorbim... Vă rog succint, avem 5 minute la dispoziție. Noi vorbim de seșta din 22, care actele sunt depuse la AIPA, sunt confirmate toate și noi suntem în așteptare. Iată așa am avut de vedere. N-am avut în vedere că noi să depunem amâia aceea, dar ele sunt depuse de seșta din 22. Sunt depuse de acum. Foarte bine. Mulțumesc. O să primiți motorină în baza actelor. La sfârșitul, la mijlocul lunii noiembrie, o să trimați și o să primiți deodată. O ultimă întrebare, vă rog tare mult. Bună ziua. Mă numesc Simeon, sunt inginer agronom la o companie multinațională și totodată un fermier mic din regiunea Cantimir. Trei întrebări despre viitorul agriculturii. Deci, prima întrebare. Fâșiile forestiere astăzi, una, lipsesc cu desăvârșire, doi, chiar dacă sunt ele, nu sunt protejate și autoritățile locale nu au niciun instrument de a sancționa cei care tai fâșiile forestiere. Întrebarea este în felul următor. Dacă analizează Ministerul Agriculturii perspectiva de a subvenționa agricultorii de a planta fâșii forestiere de-a lungul terenurilor agricole? Prima întrebare. I-am să răspund imediat. Într-adevăr, noi deja avem al treilea an consecutiv astfel de măsuri de subvenționare. 15 martie este ultima zi de recepționare a cererilor. Se subvenționează prin subvenții în avans 80% contribuția statului pentru crearea acestor fâșii de protecție. Și tot la fâșii forestiere a fost programul IFAD. 100.000 de euro grant din partea statului pentru fâșiile forestiere. A ieșuat în totalitatea sa pentru că nimeni nu s-a adresat să iei, să pună fâșii forestiere. Deci erau 100.000, 2 milioane de lei se dădea pentru plantarea de fâșii forestiere. Nimeni nu s-a adresat și acești bani, IFAD-ul în luna ianuarie a luat decizia și i-a dat la împăduririle, i-a dat la Molțilva și au plantat păduri acum în primăvară cel mai probabil. Adică, practic, programele de împădurire, dacă se mai întâmplă, atunci, din păcate, programul național de construcție acestor fâșii forestiere extrem de important pentru sănătatea pământului și pentru oprirea eroziunii solului, din păcate nu prea funcționează. Dar noi al treilea an consecutiv avem cu 80% și programele sunt în avans, nu sunt post-investiționale. Adică dacă dumneavoastră aveți teren și aveți un proiect de plantare a acestor fâșii forestiere, depuneți proiectul la AIPA și noi 80% în avans alături de dumneavoastră subvenționăm construcția sau plantarea acestor fâșii forestiere. De 3 ani există. Ok, mersi. A doua întrebare, dacă poți o... Haideți, vă rog, ultima, avem doar 3 minute la 70% dispoziție. Dintre cheltuielile fermierilor sunt îngrășăminte minerale și inputuri, deci produse de protecție a plantelor. Întrebarea este, noi discutăm foarte mult despre digitalizare. Cum impulsionează Ministerul Agriculturii astăzi digitalizarea în folosirea îngrășămintele minerale diferențiate pe fiecare hectar, deci discutăm despre împrăștietoare inteligente cu scanarea solului prin electroconductivitate, care poate să dea diferențiat de la 5 kg până la 500 kg, astăzi permițând nouă fermierilor să facem economii. Deci, pe scurt, AIPA, un împrăștietor simplu care costă la TGR sau în altă parte, la altă companie, 10.000 de lei și un împrăștietor cu aplicare diferențiată care costă 40-50.000 de euro este subvenționat cu aceeași sumă de 25%, plafonat la 300.000 de lei. Și a doua întrebare este încă un capitol la capitolul digitalizare și așa mai departe, este vorba de stropitori inteligente care în viitor apropiat o să fie disponibile pe, inclusiv pe piața europeană, inclusiv și în Republica Moldova, care vor fi suportul statului în a accesa aceste utilaje performante care ne vor permite să facem economii pe inputuri de la 40-50 până la 70% pe fiecare hectar folosit. Mulțumesc! Există agenția care aparține Ministerului Agriculturii, ADMA, cu 2% credit, vă cumpărați, după care depuneți, primiți 300.000 de lei, mai depuneți, primiți subvenții la dobânzile de la bancă și asta este modalitatea de suport destul de eficientă din partea statului. Da. Astăzi prin programele ADMA subvenționate doar drone, care aplică produsul și nu face niciun fel de economisire de produselor. Prin intermediul asociației de profil venim și majorăm și numim... Domnul ministru, a doilea moment, că ați spus de ADMA. Senzor, care nu mi facilitează nimic, deci îmi dă doar o informație
astăzi cât a plouat, care eu pot să văd și doar într-un pahar pluviometric, efectiv nu în telefon, dar fizic, deci asta nu mi-reduce mie costurile. Deci aceste două utilaje despre care noi am vorbit și aceste tehnologii despre care am vorbit acum nu sunt subvenționate nici cum de ADMA. Mulțumesc. E foarte bine ce spuneți dumneavoastră, numai că vă mai repet încă o dată. Prin intermediul asociației noastre de profil, venim la minister, ne așezăm când facem regulamentele noi și introducem tot ce schimbă. Pentru că tehnologiile schimbă astăzi nu în zile, dar în ore. Și noi nu putem să le prevedem de toate. Dacă eu vreau să spun modelul acesta de lucru cu asociațiile de profil, dacă noi în 2022, anume pentru că nu se lucra atât de bine cu agricultorii și discuții cu asociațiile de profil, au fost depuse cereri de către 4.800 aproximativ de agenți economici. În 2023 a fost un amplu proces de discuții cu agricultorii și s-au venit cu diferite tipuri de combine noi, de platforme noi, de sisteme, de cum spuneți dumneavoastră tot. Deci noi am avut 8.600 de agricultori care au depus și au beneficiat de măsuri de subvenționare. Deci, să vină la minister, veniți cu aceste informații de care dumneavoastră aveți nevoie, cu aceste propuneri extrem de pertinente și importante pentru noi, pentru că noi suntem interesați ca banii statului care ajung sub formă de subvenții la agricultori să aducă cât mai mult plus valoare agricultorilor. Noi nu avem alt interes atunci când distribuim acești bani. Așa că problema noastră este munca noastră și interesul nostru. Veniți la noi, discutăm, analizăm și susținem. Domnule Bora, este o ultimă întrebare, insist aici. Eu încerc scuze, întrebările foarte scurte. Domn ministru, nu prea am înțeles răspunsul dumneavoastră la întrebări, dar o să formulez foarte simplu. Nu știu de ce nu mă mir, da. Sigur. Deci, ministerul o să ajute producătorii aceștia mici care dețin deja producție în stoc a fi comercializată? Răspunsul e simplu, fie da sau nu. Al doua întrebare. Va fi inclusă sau adoptată legea horticulturii și ramura de plante aromatice inclusă în programul național de horticultură, da sau nu și când? Vă mulțumesc. Ministerul Agriculturii permanent susține toți agricultorii din Republica Moldova. Asta este răspunsul care noi nu știu de ce nu îl înțelegeți. Prin toate măsurile de subvenționare, asta este una. Și a doua, da, ramura noastră tot va fi și legea horticulturii va fi votată și modernizată și făcută. Mulțumesc, colegi, eu vă mulțumesc foarte mult. Sunt onorat că ați fost astăzi aici. Mulțumesc frumos! Și eu vă mulțumesc tare mult, doamnelor și domnilor. A fost dialogul direct cu ministrul Agriculturii, Vladimir Bolea, o premieră în cadrul expoziției. Evenimentul a fost organizat de către Mold Expo. O zi frumoasă să aveți!